Dacă vreți să faceți acasă un grătar, fie că vorbim de fripturi, de cârna sau de legume, un gadget de bucătărie de ultimă generație vă poate asigura acest lucru rapid și poate cel mai important, fără fum. Tefal Opte Grill Elite este un produs optim pentru acasă, cu rezultate pe măsura așteptărilor. E ușor de folosit, e igienic și mai ales foarte rapid. Trebuie spus în primul rând că acesta nu este un review plătit, nu facem publicitate, astfel că opiniile noastre sunt ale unui utilizator obișnuit care și-a dorit un grătar acasă la care să facă fripturi, cârnați, pește, mici și legume, fie că vorbim de cartofi, de ardei sau de alte bunătăți. De ce am ales Tefal Opti Grill Elite? În primul rând pentru că am mai folosit produse de la Tefal și n-am avut probleme cu ele. Chiar dacă există pe piață și soluții mai ieftine, am ales Opti Grill-ul pentru că are plăgi bine gândite, cu striații, nu se lipește nimic de ele și că se curăță foarte ușor. Asta dincolo de puterea lui de 2000 de W care contează. Un alt argument în fața concurenței este dat de cele 12 programe speciale de gătire care te ajută să faci mâncare eficient. Nu trebuie decât să pui carnea sau legumele în aparat, să apeși pe un buton și aparatul se va ocupa de întregul proces de preparare. Atenție însă, nu întotdeauna programul va da rezultatul dorit. De exemplu, la carne, dacă o vrei foarte bine făcută, va trebui să-i mai dai măcar un 5 minute în plus din programul manual, pentru ca rezultatul să fie cel așteptat. În schimb, legumele, fie ele cartofi, roșii, ardei sau altele, se vor coace eficient în timpul alocat. De făcut cartofii ăștia necongelați la cum se cheamă, la mai mișto decât la cuptor sau nu știu ce altă posibilitate. Să pui tu niște sare pe el și eu să pun niște tofu. Rezultatul contează până la urmă, iar cel puțin la capitolul fripturii este unul excelent. Am folosit Tefal Opti Grill Elite pentru steak-uri de vită, pentru carne de porc și am reușit suculente și bine făcute, însă doar după ce am dat un timp suplimentar. La fel și la cartofi și morcovi, chiar dacă le-am pus rondele în aparat, timpul setat inițial nu a fost de ajuns și după încă 5 minute de coacere, cartofii au ieșit ideal, au cu adevărat gustul de cartofi copți.
Un alt aspect important pentru care am apreciat Efalopte Grill Elite este faptul că nu scoate fum, la fel ca alte grătare. Văzusem pe YouTube într-un clip acest lucru, iar acest fapt s-a dovedit real. În afară de miros, care evident că există, fumul a fost ca și inexistent, fie că am făcut friptură de porc, de vită, cartofi sau altele. Și poate cel mai important lucru de spus este că întregul proces de producție, între ghilimele, se desfășoară rapid. După ce Tefalopte Grill Elite și-a făcut preîncălzirea, am reușit să facem o friptură de vită în 13 minute, una de porc în 11 minute, iar cartofii copți au fost gata în 9 minute. Ce ne-a plăcut la acest produs este și faptul că se curăță ușor. Plăcile se pot scoate și se pot spăla la apă caldă cu săpun sau la mașina de spălat vase, la fel și recipientul în care se adună grăsimea. Atenție însă, nu folosiți burezi din sârmă la spălat și uitasem să vă spun, atunci când puneți și scoateți carnea sau legumele de pe grătar, folosiți o paletă de silicon, de lemn sau de plastic pentru a nu zgâria plăcile de teflon. De ce Tefalopte Grill Elite, nu alt produs din gama OptiGrill? Dacă veți face o căutare după numele OptiGrill, o să găsiți o mulțime de produse. Noi am ales Tefalopte Grill Elite pentru faptul că are acel display digital în care selectezi programele și îți arată cât timp mai are de gătit. În rest, tehnologia e cam același la toate produsele. Mai e o diferență între grătarul folosit de noi și varianta XL, care este mult mai mare ca suprafață. N-am simțit însă nevoia de un grătar atât de mare, motiv pentru care am luat această versiune. Dacă o vreți și voi, o găsiți pe linkul din review-ul făcut de gadgetreport.ro.